Paștre, ne revedem în casa dumneavoastră după mulți ani și aș dori să avem un dialog, de fapt, despre creația dumneavoastră, despre activitățile dumneavoastră ca compozitor, ca poet, ca pedagog. Hai să te ajut. Sunt mai puține secrete în poezie și în muzică pe care să le cunosc eu însumi. Secretele sunt făcute să rămână secrete. Cred că poezia, ca și muzica, sunt mai mult drumul spre ele. Fiecare ajunge pe drumul acesta spre ele până într-un punct. Altfel nu pot fi definite, pentru că s-au încercat tot felul de definiții, dar cum pare a fi o certitudine pentru cei care practică aceste arte, că poezia e dincolo de cuvinte și că muzica e dincolo de sunete, rămân misterioase, rămân secrete. Ca și în olimpiadă, drumul contează spre și performanțele câte sunt apar pe parcurs. La olimpiadă sunt și câștigători. În comparația asta, de câștigat câștigă muzica și poezia. Nu autorilor. Autorii sunt cei care se chinuie pe traseu, se pregătesc, suferă eșecurile de rigoare. Și dacă nu abandonează până la capăt, reușesc ceva, asta rămâne. În situația în care tehnica a progresat foarte mult, este important că există CD-uri, că există DVD-uri. Dar, cum spunea Fazil Sai, pianistul, într-un documentar de azi de pe Mezzo, sunt două lumi diferite. Atunci când imprimi, microfonul nu are niciun fel de sentimente. Când ești cu sala, se te încălzește sala, mergi cu ea. Asta este partea importantă. Poeții nu prea au parte de așa ceva. Ia o parte numai de liniștea nopții sau a dimineții când termină de scris. Compozitorii nici pe atât. Uneori pot să scrie capodopere care vreme îndelungată nu sunt cunoscute. Așa zisele opere muzicale cu calități de postume din start. Da, da. În ce mă privește, am undeva rezerve mari să vorbesc despre mine, dar, cum ați spus în fața faptului împlinit, spun niște lucruri simple, sunt cu muzica începută pe la 5 ani, cu poezia începută la 15, da. Și am 80. Să mai calculăm? Da, nu mai calculați, pentru că asta e realitatea. Sunt
în continuare. Un om care are nevoie de forțele lui și care mai crede în ele și deci în față nu văd așa, nu știu ce fel de amenințări, spaime și astea. Nu sufer de bala timpului. Sustras destul. Este de spus că poezie am fost undeva mai credincios, adică am reușit în cei 65 de ani să scriu ritmic, hai nu noapte de noapte, dar aproape. Da, da. Muzică, e o mulțime încă de lucrări care își așteaptă interpretarea. Adică ele sunt terminate, sunt scrise? Da, sigur, sigur. Da. Lucrări adunate, da. Mai ales în domeniul lead-ului. Vreo 100 de cântece. Nici muzica pentru pian sau muzica de cameră nu au fost cântate încă. În așa fel încât, cum să spun, să pot afirma cât de cât că sunt un compozitor de muzică pentru pian cântat. Nu. Sunt destule lucrări care așteaptă să fie cântate. Poate că așteaptă interpretul potrivit, interpretul care să înțeleagă, să respecte textul, să se apropie de muzică. Aici este o problemă, pentru că nu am solicitat niciodată niciun interpret să-mi cânte nimic. Bine, pe de altă parte, există muzicieni care au venit ei înșiși au fost, la dumneavoastră. Au fost muzicieni care au cerut lucrări, le-au cântat. Destul de mulți, la urmă, dacă stau să gândesc într-o viață lungă. Da, da. Sunt și asemenea situații. Și pianiști, și cântăreți, și am o listă întreagă de, mai ales cântărețe, pentru că am scris mai mult pentru voce feminină. Este pentru mine instrumentul etern. Îmi pare rău să ne îndreptățesc vocile bărbătești și bărbații, dar vocea feminină este instrumentul etern. Asta este, ce să-i fac? Dacă asta mi-a surâs mie pe când eram adolescent, pentru asta am scris, asta o consider instrumentul pentru eternitate, indiferent cât ar progresa tehnica. Da, da. Și au fost o mulțime de cântărețe de lead care mi-au cântat de-a lungul timpului, de la Marta Kessler, pe parcursul decenilor, o serie întreagă de cântărețe, mi-au imprimat din lead-urile mele. Asta nu înseamnă că sunt cântate toate, nu. Da, da. Cred că jumătatea au rămas încă de cântat. Le cunoscute. Dar spuneți-mi, vă rog, inspirația sau, să zicem, revelația pe care ați avut-o în momentul în care v-ați hotărât să scrieți mai mult pentru voci feminine, a fost, știu eu, un concert, o cântăreață, un compozitor, nu știu, mă gândesc la Enescu, mă gândesc la Jora, pe care... A fost în anii 50, o serie de mari interprete ale lead-ului care au dat niște recitaluri de neuitat, niște recitaluri eveniment și pot să le citez, este o listă destul de lungă, începând cu, știu, Arta Florescu, cu Valentina Crețoiu,
cu Emilia Petrescu, cu Magda Ianculescu, cu Iolanda Mărculescu, cu Zenaida Pali și așa mai departe. A existat acest cuplu Emilia Petrescu și o extraordinară interpretă de lead Marta Kessler, așa, care au dominat anii 60. Au mai apărut și alte interprete ale lead-ului, dar acestea, această pleiadă de cântărețe extraordinare, cu recitaluri extraordinare, m-a influențat, desigur, în anii 50. Deci, practic, mai mult v-au inspirat. Da, da. Cine m-a inspirat, odată ca să apară scenă, a fost o colegă de conservator, era la pedagogie, se chema Ecaterina Sechei, a făcut ea pedagogie, dar apoi a luat și primul pentru lead la Viena, cu care am apărut pe scenă la Uniunea Compozitorilor în 1956, cam prin iulie. De atunci trebuia să fie așa, să sărbătoresc evenimentul, pentru că totuși 60 de ani de la prima apariție pe scenă ar fi trebuit sărbătorit mai mult decât vârsta mea, 80, așa, vârsta 2 colaci, unul pletit, unul nu. Da, vorbiți de prima apariție ca și compozitor, ca interpret? Da, ca compozitor și interpret, cu ea pe scenă. 1960, cam prin luna aprilie, așa ceva, 1956. Deci, sunt niște ani de la prima apariție și scriu în continuare lead. Lead scriu pentru că mă urmăresc confrații poeți cu niște capodopere pe care am pus așa un fel de listă de speranțe, nu de așteptare. Da. Pe unii ne-am deci lăsat să aștepte un pic. Pe unii am lăsat să aștepte foarte mult. Sunt vreo 60 de ani când îl las să aștepte pe Walt Whitman cu ce 3 poeme. Dar pe alții, potrivă, adică nu m-au paralizat nici limbile străine, pentru că din anii 60 încoace am scris în limbile originale. Extraordinar, da, să se păstreze. Da. Am făcut experiența cu ultimele lead-uri pe care le-am scris, 2 cicluri, unul pe Safo, unul pe Tsatsos și Seferis, în limba greacă, în traducere, obligat, pentru că nu știind limba greacă, așa, după care am pus punct acestei politici și am scris în franceză, germană, italiană, catalană. Engleză, probabil? Engleză, da. Spaniol, aveți ceva în spaniol? Am și în spaniol, da. Nu am scris pe Ahmatova, în limba rusă, e pe lista de așteptare. Da, am înțeles. Dar știu precis ce poeme voi scrie. Știu fiecare dintre poeme. În ultima vreme am scris un ciclu mai mare în limba catalană. Am învățat limba asta la peste 65 de ani. La facultate, da, în timp de student, da, și am tradus 4 volume, 4 antologii mari de poezie catalană și am scris un ciclu pe Miquel Martí Pol, sunt vreo 200 de poezii în antologia pe care am făcut-o, în catalană. Și a fost cântate foarte bine de Alina Botez. În proiect sunt foarte multe încă. Da. Da. M-am oprit la My Shadow al lui Stevenson, care întârzie să apară. Mă chinui cu el de câteva luni.
Dar dumneavoastră când, mă rog, sunteți pe punctul de a scrie, de a defini, de a fixa aceste versuri și le găsi muzica, le purtați cu dumneavoastră? Sunt cumva undeva în... Să merg până la 10 de ani de când le știu pe din afară fiecare cuvânt și pe care întorc de 1000 de ori fiecare vers. Recitându-le, gândind... Da, știu că fac parte din viața mea, dar ca să mi le apropii cu adevărat transformându-le în lid, nimic nu poate ajuta decât Divinus in fluximus ex alto, adică ori pică părumbelul pe creștet. Traduceți-ne ca să înțelegeți. Da, da, inspirația. Da, da. Este inspirația. Nu se fac cântece decât în starea de cântec. Când îi vine rândul fiecăruia, de altceva. Dar sunt atât de multe încât le mai vine rândul. Da, 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 da. Nici nu știu de unde sar iepările, dar asta e. Dar nu aveți, știu eu, așa cum spuneați, că scrieți poezie regulată, adică aproape în fiecare noapte? La poezie scriu aproape în fiecare noapte. Am scris prima oară pe versurile mele, o lucrare destul de amplă și rămasă cam unicat. E vorba de anii 50, 1958, 7 cântece sunt, Vârsta de Bronz se cheamă, pentru bariton și cuvarte de coarde. Nu s-a mai scris după aceea, eram student. Da, da. Nu s-a mai scris apoi pentru voce și cuvarte de coarde. Din câte știu, rămâne o lucrare a lui Schönberg pe 1906 pentru cuvarte și sopran. Astea erau scrise pe niște poezii pe care de dragoste, pe care le dedicasem în aceia ani 50 colegelor mele, de așa, fiecare dintre poezii avea o dedicatare. Colegele studente. Da, cu întârziere am scris în 1958 ciclu și din 1958 până acum au trecut câțiva ani de când tot. L-a cântat Pompei Hărășteanu cu Quartetul Serioso. Deci după vreo 25 de ani de la de când am... Destul de târziu, da. Târziu. Asta apropo de liduri scrise pe propriile versuri. Mai sunt și alte câteva. Nu am urmărit să fac această unire dintre poezia mea și muzica mea. Dar i-a venit natural, adică... Da, s-a întâmplat acum, recent, ca CD pe care, piese pentru pian, să-l combin cu 45 de haicuri, dar asta a fost o întâmplare. De întâmplare fericită. Eu l-ascult cu așa de mare plăcere și de fiecare dată sunt surprins și... Da. Este un CD care îți se datorează, pentru că din inițiativa mea n-ar fi ieșit. Poate că, da, mi-a insistat eu puțin mai mult pe lângă dumneavoastră să găsim un interpret potrivit pentru muzica de pian și așa, având... Și așa s-a ales o interpretă. O interpretă, da. Dar din punct de vedere muzical, mie îmi place foarte mult. E mai cântă foarte sensibil și cred că s-a apropiat de viziunea dumneavoastră de ce da, Emma Profirescu a cântat bine. A fost, cum să spun, de mirare că lucrul s-a întâmplat așa. Aduc aminte că imprimările sunt făcute toate după 12 noaptea. Și când mă uitam la Fazil Sai acum, care făcea de 10 ori la Grenoble imprimarea unui fragment și avea o maestră de sunet așa, de... care îi dădea părerea și el ținea seama de asta și mai cu repetat așa, la nivelul ăsta extraordinar. Și treceau zile întregi pentru o sonată sau pentru asta. Da. Da, ne gândim și la Gould, și el era un om care lucra foarte mult, și fonoteca
mă rog, interpretările și... Ei, Glencul venise cu altă pianistică, venise cu ideea cântării sempre staccato, muzica lui Bach, venise cu ideea timbrurilor a pianului orchestră. Care... el a fost între cei mai mari. Dar de fapt el cumva auzea clavicembalo, instrumentul care pe vremea lui Bach, mă rog, pentru care a fost compusă muzica. A revoluționat, de fapt, cântarea lucrărilor bachiene. Ascultăm când între lucrările pe care le, chiar le reascultăm sunt cele două imprimări pe care le-a făcut cu variațiile Goldberg, da. De neegalat. Da, da, i-ar fi plăcut și lui Bach. Cu siguranță, da, da, da. Bun, deci aceasta s-a întâmplat cu Lidiu. Puteți să ne spuneți două, trei vorbe despre profesorul dumneavoastră, maestru Jora, de la care... Așa, vrei să-ți vorbesc despre... Puțin, pentru că l-ați cunoscut, l-ați înțeles, l-ați cumva, i-ați urmărit... Da, am fost elevul lui Mihail Jora. Din aprilie, 12 aprilie 1948, aveam 12 ani. În același timp luam lecții de pian cu Florica Muzicescu, domnșoara noastră, iar Meșterul Jora mi-a fost profesor și în conservator până la absolvență. Adică am avut parte de o comunicare îndelungată și esențială pentru mine. Era esențial ca om. L-ați cunoscut? Da, ca om. Adică transmitea, nu trebuia să-ți vorbească. Nu era un om care să țină prelegeri niciodată. Deci nu era pedagogul foarte... Câteva fraze mi-a spus în toată perioada asta de colaborare. Câteva. Dar probabil profunde și probabil că v-au ajutat cumva să vă găsiți, nu știu eu, limbajul, să vă găsiți identitatea. Avea un fel foarte profund de a te certa că lucrez puțin. Îți punea două așa apăsate și ajungea. Da, da, da. Da. N-am fost niciodată prolific, adică nici n-am știut dacă este important așa ceva, nici azi nu știu. Deci, practic, așteptați ca să vină muzica să vă spună când apare momentul, când dorește să... Nu, am lucrat ritmic la clasa Jora, era imposibil să... treci peste faptul că de două ori pe săptămână trebuie să-i duci niște pagini și că trebuie să te așezi la pian să le cânti foarte bine. Așa. Și atunci de două ori pe săptămână făceam asta. Pentru asta am sacrificat de obicei nopțile dinaintea prezentărilor. Dar mai mult, în perioada aceea m-am și obișnuit să nu mai dorm noapte. Mi-am păstrat obiceiul. Da, da. Mi-am păstrat obiceiul de atunci, îl păstrez și azi. Noaptea e de lucru. Noaptea poți ai 8 ceasuri în care ești numai tu cu ideile și cu lucrul tău și nu te tulbură nimeni. De câte o stea pe acolo. Pe dar atât. Da. Și colaborarea cu meșterul Jora a durat până la sfârșit. De curând am... a avut surpriza să văd că doamna mea a valorificat o serie de scrisori, o corespondență a maestrului Jora către Didi Saint-Georges, ultima corespondență,
8 sau 9 scrisori. Și vorbim de doamna Lavinia, soția da, da, da. Doamna mea este pedagog, a fost o pianistă foarte prolifică, 200 și ceva de prime audiții de muzică pentru pian românească. Mi-amintesc că ascultându-o și ca cântăreață. A fost cântăreața mea preferată, ca să o spun așa, pentru muzică ușoară, numai pentru ea am scris muzică ușoară. Când a pierdut o octavă din glas, am terminat și eu cu muzica ușoară. N-am vrut să dau nimănui nici o singură piesă să cânte. Trebuie să redescubrim. Și au fost niște piese, a fost niște zeci de piese. Am renunțat la asta. În același timp, în ultima vreme, e muzicolog, a scos vreo 6 cărți serioase, adică serioase, biografii, da, 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 cu primii uniunii, cu toate da. Cele. Despre Silvestre. În continuare este și cronicar, nu știu câte prezentări a făcut la concursurile Enescu ultimele, dar aproape, nu știu, din două în două numere apăreau niște cronici de ale ei. Este dedicată pedagogiei, are asemenea lucrări. Amândoi am făcut catalana și eu am 4 volume de traduceri, ea are 6 de proză și masive. Este mult mai bună la limbi străine decât mine. Adică poate oricând din 7 limbi să vorbească fără niciun fel de pregătire. Da. În timp ce mie, dacă mă duc într-o parte sau trebuie să mă acomodez. Nu, ea, fără acomodare. Nu vreau să o laud prea tare, dar este o bibliotecă cu fustă. Frumos, frumos. Dar acum să ne întoarcem puțin la maestru Jora. Și dânsul a scris foarte mult lied, adică după Enescu, practic, e unul dintre cei mai mari compozitori români de lied. Este mult mai prolific în materie de lied decât Enescu. Enescu, afară de liedurile pe Clemau Maro, mai are câteva cântece. Iar Jora a scris în aproape 100 de liduri. Este, din punctul ăsta de vedere, un model ca și din punctul de vedere al baletului românesc. Este o jale că pe scena operei nu se montează baletele lui Mihail Jora, dar asta este realitatea, nu avem ce să-i facem. În momentul în care am devenit la conservator studentul Mihail Jora, scria primele liduri pe versurile poetei Mariana Dumitrescu, de care am fost legat, a fost mentorul meu începând de pe la 12 ani. Și când avea vreo 3 sau 4 liduri din ciclul care avea să ajungă până la 50 de liduri, ultimele, m-am apucat și eu de lucruri. Acel lead din 1956, la care făceam referire, a fost primul din ciclul de 9 liduri pe versurile Marianei Dumitrescu, intitulat Oglindiri. Un fel de Frauen liebe und Leben, așa, dacă ar fi să-l citesc pe Schumann, care a ajuns până la lead-ul Oglindiri, care este epitaful Marianei Dumitrescu, și la ultimul, care este dincolo de Cântecul de Zori. Dar, de început, am început, Mihail Jora scrisese 3 lead-uri și am scris și eu unul. În același timp. Cam pe atunci, cam pe atunci, da. Cred că era pentru dumneavoastră așa. Este mai mult de, m-a trecut mai mult de 60 de ani, aveam 19 ani, cam așa.
Erau vremuri grele, mi-amintesc că, mă rog, s-a schimbat regimul și Uniunea Compozitorilor, în Uniune s-au întâmplat, s-a schimbat conducerea, conservatorul a avut de suferit, oameni care au pierdut... A fost niște vremuri îngrozitoare în acei ani 50, pentru toți cei care erau urmăriți așa, făcând parte cumva din fosta burghezie sau așa, care erau urmăriți, băgați în pușcării. Din punct de vedere al vieții de concert, erau niște concerte, eveniment fabuloase cu George Georgescu, cu mai ales Constantin Silvestri. Da, deci, din punctul ăsta de vedere, mai mult decât s-a întâmplat după plecarea lui Silvestri și moartea lui Gogu Georgescu. Erau concerte fabuloase. Era un nivel extraordinar. Era un nivel extraordinar al vieții de concert, care a diminuat drastic după plecarea lui Silvestri. Deci, una caldă, alta rece. Noi, muzicienii, n-am avut astâmpări și n-am așteptat nu știu ce fel de concepții despre dezvoltarea multilaterală. Muzica noastră era dezvoltată multilateral, cu o serie întreagă de mari compozitori, o școală întreagă și așa am întâmpinat noi schimbarea cu o operă muzicală foarte serioasă în urmă. E adevărat, și cu o serie de lucrări care erau scrise dedicate partidului. De foame. Erau scrise de foame. O vreme s-a exagerat, s-a mers până la achiziționarea numai a lucrărilor care cântau partidul. Da, da, da. Și au rămas, da. De fapt n-au rămas acele lucrări, că niciuna nu e vreo capodoperă ca să rămână. În toate se simte nevoia de câțiva bani, de, da, 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 textele de găina din oală. Da, din nefericire, probabil că alți compozitori care credeau în ceea ce fac, n-aveau șansa să fie cântați, n-aveau șansa să fie programați. Șansa de a fi cântat este un lucru care poate fi discutat, șansa de a fi cântat, unde, când, de către cine, și cât cum. Timp și cum. Da. Deci nu este neapărat o șansă. Câteodată apar niște interpretări adevărate, iar altă dată sunt parcă făcute ca prima audiție să fie și ultima. Da, 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 din fericire. Mă refer în special la lucrările simfonice. E o tragedie, mă rog, a apărut o serie de CD-uri cu, practic, documente, imprimările primei audiții ale unor compozitori, să zicem, Vieru, Stroie, imprimări de la radio, de la filarmonică, de prin festivalul Georgenescu, care nu întotdeauna, cred că au fost... Știu, cele mai reușite versiuni, cele mai... Da, atunci când s-a întâmplat ca o interpretare să fie la înălțime, s-a văzut că acești compozitori au o forță extraordinară. Dar lucrul nu este de întâlnit în toate înregistrările făcute. Nu. Mi-aduc aminte de o lucrare care m-a cucerit în acești ani, prin calitatea ei, pe care o cunoșteam, și prin interpretare. Asta s-a întâmplat la Ateneul Român, lucrarea aparținea lui Ștefan Niculescu și se chema Sinfonia a doua, Opus Dacicum. Atunci, acolo, în sală, cu tuba care la sfârșit a ridicat cupola aia de diatonie peste tot ce fusese, a trebuit să recunosc că este o capodoperă. Sigur că și alte lucrări ale Ștefan Niculescu sau Vieru sau Olah sau Stroie au avut parte de uneori de interpretări
remarcabile, mi-aduc aminte Daniel Chienții la saxofon cântând Prier al lui Aurel Stroie. Da. Dar nu toți au avut parte de interpretări memorabile și până la capăt. Este ceva în forța interpretării care nu poate să lipsească, mai ales în muzica modernă. Aceasta trebuie cântată cu sufletul și s-a înțeles destul de puțin lucrul ăsta datorită gramaticii diferite, datorită unor dificultăți de tehnică neînvățată conservatoare, datorită poate excesului de experimente. Sigur că toate aceste strădanii sunt extrem de valoroase, toate au reprezentat o tendință avangardei, dar așa cum s-a întâmplat și cu postmodernismul în poezie, vorba lui Cărtărescu, a încetat pe la anul 2000. A venit și... Da, a venit și a plecat. Povesteați, știu, când ne mai vedeam, despre evenimentele, concertele, evenimente pe care le-ați trăit cu Constantin Silvestri. Da. Calitate de dirijor, probabil că l-ați ascultat. Da, Constantin Silvestri era în acea perioadă, anilor 50, cam după 54, într-o formă cu totul extraordinară. Concerte care erau săptămânal, în stare să ridice sala în picioare, concerte eveniment, la care ovațiile nu se mai sfârșeau, pentru că muzica era de neuitat. Au trecut atâția ani de atunci și revăd acele săli incandescente, acel sentiment că pleci ceva levitație din sală, nu mai aveai greutatea ta, acele programe care se schimbau aproape săptămânal cu noutăți, acel fel de a-l scoate pe Tchaikovsky de la naftalină, așa, la care îl băgase chiar interpretările rusești, o revigorare întregimului muzicii, nu că mi-ar fi Tchaikovsky compozitor favorit, nu, nu. Dar ca să pot să entuziasmez în asemenea măsură pe vremea aceea cu o simfonie de Tchaikovsky, era ultimul lucru care credeam că se poate întâmpla. La balete treacă, meargă, mai apăreau. Dansătoare. Așa. O lebă, da. Dar simfoniile erau de mult cântate așa de chiar la ruși, de niște violonceriști cu barba până în pământ și cu exagerare de retorică de asta. Silvestri a făcut revoluția aici, dar nu numai aici, a adus o mulțime de lucrări noi, iar plecarea lui a fost o tragedie pentru, din punctul meu de vedere, adică am pierdut un idol. L-am păstrat sufletește, am încurajat-o foarte mult pe doamna mea să scrie fără să aibă niciun fel de material, plecând de la zero, monografia Constantin Silvestri, care a primit și premiul Uniunii. Da, dar s-a făcut 100 de ani de la nașterea. Da. Așa, pentru că pasiunea mea voastră pentru Silvestri, da, da, da. L-am cunoscut la 12 ani de Silvestri. L-ați ascultat, știu eu, într-un cerc de prieteni privat, cântând la pian, improvizând, cântându-și muzica? Da, l-am ascultat pe Silvestri, chiar în concert de improvizație. Mi-aduc aminte de un asemenea concert care a avut loc pe strada Lipscanu, de s-afla pe atunci conservator, în sala noastră de sport și de ședințe și câteodată de concert. Un recital de improvizație care s-a terminat cu o triplă fugă pe trei teme venite din sală. Trei teme diferite pe care le-a unit într-o triplă fugă. Era un pianist fabulos.
După modelul lui Liszt. Da. Avea această magie. Și o tehnică foarte bună, bănuiesc, și plus fantezia și, mă rog... O fantezie armonică debordantă și o simț al constructiei și un fel de... un fel cuceritor, din toate punctele de vedere, era cuceritor Silvestri. La pupitru vedeai un bărbat care era mai curând sub medie, cam scund. Era, cum să spun eu, o siluetă cu niște plusuri. Când începea să se miște, nu mai era nimic din toate astea, era un titan. Da, au început să apară imprimările radio din anii 60, mă rog, anii 50 și anii, mă rog, care el a activat la filarmonică, la radio. N-ar fi trebuit să își termine cariera la Bournemouth, n-avea el acolo. Concurența însă aici a fost destul de aspră. Probabil că și politic s-au întâmplat multe lucruri, adică n-a... Și politic, mai era și, nu știu... Dificil să... și a fost ținea la calitate, adică o umbră pe memoria lui Gheorghe Georgescu, dar au plecat și Celibidache, și Pegla, și Silvestri în altă parte. Dar n-am avut... Au mai venit prin țară, dar atât. Iar ceea ce a urmat a fost un șir de concerte bune. Dar cam atât. Bune, dar nimeni n-are nevoie de muzica bună. Toată lumea are nevoie de muzica eveniment. De muzica aia care să-l transforme, să scoată din bun. Nu ne ducem la concert pentru bun. Muzica are alte puteri, alte datorii. Iar noi avem alte speranțe. Așa încât bun, da, bun și... Deci așa cu maestru Jora, acum despre muzica dumneavoastră de pian și vioară, în afară de, aveți două sonate, știu, o sonată o știu pe care ați cântat-o cu Vladimir Cosma, la care am și eu partitura și mi-aduc aminte. Ei, această sonată pe care am scris-o în anii 50, am cântat-o chiar în ziua în care am plinit 21 de ani la Ateneu cu Vladimir Cosma la vioară. El era de 19 ani pe vremea aia și în condiții foarte speciale am cântat asta, pentru că o seară înainte trebuia să facem repetiție. Mie mi-a dispărut partitura, iar lui s-a spart vioara. Așa încât i-am intrat pe scenă fără partitură, pe o sonată de 20 de minute, și el cu o vioară de împrumut. Cam un succes, da. După ani și ani ne aducem aminte de concertul nostru din 1957. Da. Dar, în general, nu v-ați cântat muzica în public, mă rog, ca pianist. Ați acompaniat-o pe doamna, din câte știu, în unele... Nu, n-am cântat în public ca pianist, decât întâmplător. Adică am făcut niște imprimări cu Lavinia. Recordul a fost o comandă de la radio. Era comemorarea lui Iosef Otila, pentru care am primit din partea radiodifuziunii comanda să scriu un lead. Comanda era într-o sâmbătă, concertul avea loc luni, și am scris lead-ul Umbrei pe Iosef Otilo și m-am dus cu el. Mai era un solicitat. Asta era Nicu Alifantis, care a scris și el o piesă pentru acest concert și ne-am prezentat noi acolo frumos la filmare și așa. Erau 20 de actori care tot recitau și tremurau pe acolo, așa, versurile lui Iosef Otilo. Și am cântat cu doamna mea, care a apărut pe scenă cam fără repetiții, cred că odată am trecut lead-ul și l-am cântat. N-am avut niciodată probleme cu învățatul în ce o privește pe doamna mea, pentru că
ne ajungea să trecem o dată o piesă, ca până să o știm. Bine, ea cumva vă cunoștea muzica, vă cunoștea cumva, da. Repertoriul era cum partea travaliu? Nu, era un tip de cântăreață, da. N-avea niciun fel de... Le filma, le fotografia, memoria absolută și n-aveai nevoie să dai niciun fel de indicații și n-aveai nevoie să faci repetiții. Da, 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 da. Așa am făcut odată cu un lit pe din poezia americană era, nu mă aduc acum aminte, pe care l-am filmat tot așa. Tot așa am făcut cu niște muzică ușoară, așa, pe care am prezentat-o, abia o făcusem și apoi că altă dată a apărut chiar la un concert la care mi-a cântat o bossa nova pe versurile lui Nichita Stănescu la Savoi. Da, da. Nu i s-a dat intrare, a intrat singură. Da. Exact când trebuia. Dar cumva plutește în aer, adică muzica respiră într-un fel și dacă ești cât de cât în acea atmosferă, ești pe undă, cumva lucrurile vin de la sine. Se pot întâmpla și surprize, dar muzicienii mari parcă știu exact când și unde să înceapă să oprească, să... Mai ales dacă sunt jazzmen, au... Să-i lăsăm pe jazzmen. Au creditul. Creditul de cel mai bun improvizator din Europa, nu? Maestre, nu, m-a fost primul luat anul trecut. Da. Așa e că te scuturi când este vorba de propria activitate, da? E mai simplu să te scuturi. Trecem peste aceste lucruri. Poate ne spuneți câteva vorbe despre concertul pentru pian. Concertul pentru pian a fost... lucrarea mea de absolvență. Scrisă prin 58-59, cam așa ceva. 59. Adevărul este că mi-am gândit concert destul de plin, așa, cu orchestră mare și cu... ca să pot cânta singur la examenul de absolvență, ceea ce am și făcut. Am putut să-l cânt cu orchestră cu tot și fără să mă încurc câtuși de puțin. E adevărat că pe vremea aceea, ca să laud, cântam din ultimele sonate de Scriabin. Am dat la pian cu sonata 5, a dat examenul și mă descurcam, adică eram... îmi plăcea să... la pian și cu orchestrația a fost mai delicat, mai complicat. N-am fost niciodată un orchestrator. Nu mi-a plăcut. Nu v-a pasionat. M-ar fi pasionat. Când a plecat Silvestri, totul s-a terminat pentru mine. M-am mai dus la niște concerte, da. Și la Ateneu și la radio și m-am blocat. Nu mai aveam niciun fel de plăcere. Da, orchestrația este cu totul altceva, da. Este altă lume. Da, concertul este într-o singură parte, mă rog, noi... În două. Este un... să zicem în două. Este inițial preludiu și tocată pentru pian și la insistențele meșterului Jora l-am intitulat Concert pentru pian. Preludiul are o temă care este lentă, și din care izvorăsc celelalte teme pentru tocată, iar în final apar toate temele concertului și deasupra, în tempoul inițial, apare tema din... așa. Ar fi fost să fie interesant ca interpretarea să-l poată pune în evidență, dar soarta lui a fost destul de câncenă. Adică pe vremea când sările nu se încălzeau,
A fost și prima audiție, și a doua, și a treia, una la Oradea, alta la Arad, alta așa, la Bacău. La Bacău a fost Covidiu. Există și o imprimare, de fapt, care a rămas. Da, da, este imprimare care se dă, dar o serie întreagă de orchestranți nu veniseră la repetiție. Da, echilibru între pian și orchestră. Tot a fost însă bine, față de, să zicem, la Oradea, unde mi-aduc aminte foarte bine cum la violoncel era un tânăr care retezase degetele de la mânușe și se descurca pe violoncel. Iar noi stăteam, bineînțeles, cu paltoanele în sală. Da. Așa că n-am prea avut nou concertul ăsta, dar nici nu m-a deranjat treaba asta, pentru că n-am... De fapt, nici n-ați mai continuat. Nu, n-am cerut niciuna din aceste trei imprimări. Da, ați participat la, mă rog, la audiție, la... A, da. Deci nu l-ați cântat, știu, atunci când l-ați compus în 59, practic... S-a cântat mult mai târziu, în anii 80-81, da. 83... Da, da, a fost o, și o revizuire a orchestrației și o întârziere mare, adică... Practic e o lucrare de tinerețe, o lucrare în care... Da, m-am gândit cu acest concert, dacă aș avea timp, să-l rescriu în forma aceasta teribil de complicată, dar pentru pianistica mea din 59, da, în care să cânte fără orchestră. Ah, ok, să faceți o variantă. Plăcerea mea de a asculta variantele orchestrale a fost foarte mică. E, cine știe dacă o să am vreme de așa ceva? Da. Nu cred că o să am vreme. Maestre, puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre... experiențele dumneavoastră avute pe teren în culegerile de folclor, elementele folclorice pe care le-ați folosit în lidiu dumneavoastră, muzica pentru pian? În... Da, a fost o perioadă când am terminat șef de promoție conservatorul, când era să lucrez la redacția simfonică la radio, probleme de dosar, am intrat la Institutul de Folclor al Academiei, din fericire, și am cunoscut satul românesc, am cunoscut muzica populară, am lucrat la colectivul monografiei Pădureni, care trebuia să fie primul volum al marii colecții Repere. Așa. Am terminat capitolul Jocuri, începută de Bela Bartok prin 1913-14. Și am efectuat peste 30 de expediții de culegeri, mai ales jocuri, dar și obiceiuri, prin toată țara. A fost o perioadă bună pentru mine, pentru că altfel n-aveam niciun fel de șansă umblat numai prin marile orașe ale țării și necunoscând satul românesc, da. Ar fi fost o pierdere esențială pentru mine dacă nu cunoșteam satul românesc. Am aflat atunci că în arhiva de la Budapesta, de unde veniseră fotocopiile manuscriselor lui Bartok la Jocul Pădurenesc, totul e aranjat până la ultimul fișat, până la ultimul tip de melodie, și că noi avem 100.000 de melodii în arhivă, care stau acolo, în cea mai perfectă dezordine. Da, mare păcate. Da, adică situația nu cred că s-a îmbunătățit prea mult, pentru că aceste monografii și cărți masive de folclor cam lipsesc. Există două care sunt cu adevărat cărți de folclor, datorate lui Corneliu Dan Georgescu, Jocul Popular Românesc, și lui Iosif Herțea, Colindele.
În rest, din punct de vedere științific, așa... Dar au apărut, mă rog, la editura Muzica, cred că toate acele volume de Brăiloiu. Ah, bine, Constantin Brăiloiu a fost cel care a întemeiat toată școala de cercetare folclorică și Dimitrie Gusti. Așa, dar este vorba de faptul că au muncit colective ulterior, care erau colective monografice, și cercetările, toată munca lor de peste 10 ani, nu s-a concretizat în niște volume apărute, tipărite, apărute, tipărite și basive și așa. Întristător lucru, dar probabil că... Studiile există, deci ele sunt... Sigur că da, sigur. Și au fost făcute de folcloriști, fiecare colectiv a avut folcloriști multă experiență și cu multă dăruire. Nu? Deci, practic, Paula Carpo, Mariana Cahane, da. Lucruri făcute cu dăruire și competență. Și cu multă muncă adunată de-a lungul anilor. Păcat. Da, de fapt, dumneavoastră n-ați rămas doar la faptul de a analiza, de a culege aceste capodopere, de a le nota, de a le studia și... Am transcris folclor, am adunat o serie întreagă de materiale, am analizat jocul pădurenesc, am făcut un studiu destul de mare, monografic. Nu s-a mai publicat acel faimos volum primul din marea colecție repere, ci a apărut în locul lui o mică antologie, o mică... Da. Poate că-i vine rândul maestră. Să nu... Dar de fapt, ați folosit foarte multă muzica de pian, chiar în lide această experiență a pădurenilor. Poeziile de care îmi spuneați, pe care le-ați notat, și colecțiile pe care le-ați făcut. Muzica de pian? Da. Sunata a doua, parcă, mă rog, aveți... A, este un moment al unei culegeri în Pădureni, o noapte de priveghi. Era fecior, cu jocurile faimoase rămase, vorbeam unei alte viziuni despre moarte, prilej de veselie, și cântecul bradului dimineață, o noapte care a fost într-adevăr furtunoasă, a fost o experiență pe care am încercat să o redau în sonata a doua, o noapte la Pădureni, cu o primă parte care este a un fel de evocare altor vremi, de alte ștunde, s-a spus, când a fost publicată la Köln, la Gerich. Și toată descrierea asta a furtunii de noaptea aceea și a priveghiului cu cântecul bradului, cu două arhetipuri, de fapt, din muzica pădurenească, transformate în formă sonată, tratate așa, și este o evocare a trecutului meu de folclorist. Da. Ați întâlnit mulți oameni deosebiți, oameni care, știu eu, prin felul lor de a fi, de a gândi, de a... Da, în sate. În sate am întâlnit... Am lucrat foarte mult cu toți lăutarii de prin toate zonele, de la Banat până la Moldova de Nord și din Ardealul de Nord și Oaș până la Giurgiu. Da. Cred că a fost o plăcere să-i vedeți cântând, adică acești oameni care... Da, am lucrat cu o serie da, de lăutari, unii dintre ei care au fost ulterior, care au devenit așa, niște vedete ale muzicii populare.
Am cunoscut-o în epocă pe Maghia Tănase, exact. Ultimii 3 ani de viață, și am scos cartea Maghia Tănase, cântecele mele, în perioada aceea. Am locuit aici, pe Popanan, aproape lângă mine, da. Casă lipită de cea în care a trăit ultimele luni de viață, Richard Oșanițchi. Da, da. Da, am fost foarte apropiat de Maghia Tănase. Era... Personalitatea, era o voce cu totul deosebită. În perioada în care am cunoscut-o, da. Ar fi fost doritoare să imprime din nou o serie întreagă. Mi le cânta peste vocea ei de pe imprimări. Da, da. Și n-avea decât vreo 50 de cântece, iar în repertoriu vreo 300 și 50 de cântece imprimate. Da, am scris acest lucru. Foarte puțin, de fapt, da. Și am încercat cu Părâmiță Lambru să fac o imprimare de interior. N-avea nici măcar magnetofon, n-avea niciunele. Păcat. Totuși a fost foarte cunoscută, era la radio, era la televiziune, făcea turnee, avea concerte în străinătate. Nu era numai cunoscută. Era o vedetă, de fapt. Era și este una dintre cele mai interesante figuri din muzica populară românească, care a putut să abordeze repertoriul în mai multe regiuni și care ar fi dorit la sfârșitul vieții să aibă parte de imprimări cu tarafuri speciale din fiecare regiune. Autentice, da. Deși fuma foarte mult, deși bala avansa, cânta încă extraordinar. Da, da, am fost foarte, foarte legat de Maghia Tănase. Dar, de exemplu, dumneavoastră, când folosiți aceste motive, aceste idei venite din folclor, de fapt, nu-l citați sau citați un pic, e mai mult o sinteză, e mai mult așa o... Scriem muzică legată de folclor, în afară de intențiile de a cita, hai să folosească la cine știe ce, foarte concret, într-o anumită dramaturgie, în spirit popular, de fapt, creăm, da, pe da. Niște lucruri esențiale din stilul popular, care merg adâncă structurii și nu, da, în spirit și nu literă. Da, 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 da. Dar v-ați creat un sistem, folosiți armonia cu totul aparte, adică ascultând contemporanii de asta, adică colegii de generație, nu, doamna Marbe, Stroe, Vieru, Olah, Niculescu, v-ați găsit un limbaj mult mai aproape de spiritul românesc, zic eu. Adică când ascult muzica, simt ceva ca și cum ar fi dintotdeauna în da. Sufletul, în da. Sunetul muzicii. Acum vorbesc de pe poziția compozitorului care în ultimii aproape 50 de ani scrie liduri pe limbi străine. Unde nu citesc folclor românesc. Nu, este altceva. Adică m-a preocupat în continuare acest fel de a lega armonia neomodală de un specific românesc. Asta m-a preocupat. Am inventat, dacă pot să spun așa, într-o anumită măsură, poate că mai sunt și alți inventatori și nu știu eu, da. Un fel de dimensiune a armoniei moderne, pe care am numit-o sistemul integral cromatic și care a constat din faptul că păstrez tot ce s-a câștigat în materie de multifonie, dar integrez asta într-un limbaj dodecafonic.
și păstrez în același timp ceea ce a fost cumva aruncat din corabia muzicii odată cu dodecafonia. Melodia, armonia, da. Caracterul, chiar și feeling-ul, în care nu mi-este rușine deloc. Da. Dar, de fapt, ce ar fi acest spirit românesc al muzicii? Deci, mă rog, avem atâtea exemple în care foarte mulți compozitori au încercat să scrie românește. Unii au reușit, alții l-au imitat pe Bartok sau pe Enescu și... Cum să spun, atunci când Vulpian a cules niște melodii populare, el a găsit de cuvință să publice astea sub forma unor linii melodice cu pian. Da. În pian n-a pus decât domisol toate melodiile, undeva în bas, și l-a prezentat, a luat Premiul Academiei. De fapt, el a lăsat în pace melodia aia, așa cum o transcrisese el, și nu i-a pus niște armonii false, pentru că este tonale, foarte ușor să te contaminezi de nu știu ce muzici tonale pe care le mai știi și să faci o mulțime de asemenea armonizări, așa cum au făcut mulți alții până când s-a găsit un limbaj. Sigur că au fost niște mari compozitori în perioada peneștiană, mai ales de coruri, care au făcut progrese în armonia modală, dar a fost Enescu. Enescu, el a sintetizat practic. Da, așa cum a fost Eminescu în poezie, da. S-a găsit alt moldovean care a adus deodată limbajul la nivel european. Deci, practic, dumneavoastră ați continuat, ca să spunem așa, școala eneștiană prin Jora, prin, mă rog, tot ce s-a compus între și ceea ce ați spus. Da, am... toată admirația pentru această școală și mai ales pentru muzica lui Enescu, dar și pentru lidul lui Jora. Toți am căutat căi pentru a ne exprima, aducând ceva care să fie personal. Acest ceva care este personal pleacă de la faptul că punem acolo sufletul nostru, care este unic. Adevărat. Este chiar personal. Punem suflet, dacă nu punem suflet, atunci nu mai este chiar așa de personal. Deci muzica de printre sunete se aude. Da, nu mai e personal, este accelerat, rapid. Așa, călcăm prin alte domenii. Regional, da. Da. Universal de la început și fără nicio speranță. Da, de fapt, muzica de noastră sună complex, dar are un centru tonal, are melodia, are armoniile care, mă rog, colorează sau susțin desfășurarea melodică și creează așa o unitate, creează ceva organic. Da, mi-aduc aminte că publicând un volum de versuri prin 2004, l-am oferit bunului meu prieten Ștefan Niculescu, care a declarat că îl citește ca și traducerile din Marti Pol. Acolo, mai ales, mi-a citat din propria poezie momentul în care 12 sunete se roagă de unul să le fie domn. Foarte frumos spus, da. Este acest miraj și această magie a lui Unu, sau cum spunea Platon, cine nu-l înțelege pe Unu nu știe nimic. Da, Unu rămâne misterios. Unu, unitatea care adună tot, din care izvorăsc toate. Dar când îmi spuneți că atunci când vă așezați la masa de lucru și scrieți, practic aveți piesa, lucrarea la care, mă rog, sunteți în acel moment preocupat, cumva definită, cumva ea deja există ca un întreg și nu faceți decât să o notați. Da, la un moment dat, cum să spun, ceea ce se petrece cu poezia,
acea viziune la care se referă Nichita Stănescu se petrece și cu muzica. Dar muzica e mult mai pretențioasă din punctul ăsta de vedere. Adică, așa cum sunt șarpantele în pictură, tot felul de geometrii de la care pleacă pictorul și cu toate complicațiile acestor geometrii care sunt puse pe pânză de șarpante, tabloul este ca la Vermeer, o fată care este în fața unei ferestre într-o odaie luxoasă. Da. Nu poți să ghicești că de desubt sunt sute de linii care au fost organizate geometric. Se întâmplă uneori cu muzica și acest lucru. Adică sunt programe și strategii modale. Da, da. În poezie mai puțin. Deși chiar și în poezie toată vremea aduni din acest continuu flux de cuvinte care sunt ale epocii tale, care apar din nevoia de adaptare la viață, așa cum altele stau la coadă la ieșirea din limbă, mai sunt și unele care dimpotrivă vor să intre și unele intră cu multă autoritate în limbaj. Unele par prea mult tehnice, așa, dicționarul tehnic româno-german este un monstru așa de, ca să intre și în poezie cu atâta lejeritate. Pare că poezia e condamnată să se refere la cuvinte poetice, nu e așa. Da, deci, practic, gânditorul, structuralistul, muzicianul... Nu, viața este și în acolo. Da, da. Unele sunt mai greu de asimilat, mai ales datorită numărului debordant de termeni tehnici. Așa. Și de imposibilitatea poetului de a se referi la domenii care îl depășesc net. Da, folosiți, de exemplu, uneori, știu, tehnici sau aluzii la tehnici componistice, știu, o polifonie. Da, asta se întâmplă în poezia mea, adică este o cercetare a întregului vocabular după alte criterii. Așa s-a întâmplat că am cercetat o serie întreagă de modalități de a păstra într-un poem doar anumite vocale și de a le elimina pe altele. Există ceva care, tocmai acum e pe tapet, prin 1977, compozitorul Dan Constantinescu mi-a comandat niște poezii pentru o lucrare vocal-simfonică. Până la urmă, a ieșit numai vocală, a ieșit ceva cu percuție, dar 32 de voci cor, așa, în care să tonalitatea să fie de limbă latină. Da. Am făcut acest lucru și abia acum sunt niște probleme. El a notat cumva ilizibile niște cuvinte acolo. Am pe masă această lucrare a lui, care nu s-a cântat niciodată. 32 de voci, n-a putea niciun cor să abordeze. Iar lucrarea deja are o vechime, adică la anul face, nu, 77, da, de asta ați 40 scris de ani. Textul, deci ați pus la dispoziție? Da, da, am pus la dispoziție trei poeme, da. A ales el de acolo și a scris această lucrare care, după Valentina Sandu Dediu, care a făcut monografia, pare a fi capodopera lui, dar trebuie să cânte întâi. Da, 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 mă întâi. Da, da. Așa mi s-a întâmplat de curând cu altă lucrare, tot comandată poezia și o lucrare intitulată Zamolxe, aparținând unui fost student al meu la compoziție, Mate Gheorghiu, care s-a mutat în Finlanda, este... Deci activează acolo. De 7 ani sau 8 ani în Finlanda și care era comandată pe cuvinte dacice. Deci mi-a dat 52 de cuvinte dacice, din care am scris poemul Zamolxe, cântat de finlandezi la Helsinki.
Da, așa. Cu comanda să nu existe își, pentru că ei nu pot să pronunțe așa ceva, n-au în limbă. Deci am scos și pe își din tot bagajul ăla lexical dacic și ce a rămas a făcut poemul Zamolxe pe care a scris Matei Gheorghiu, o cantată, de două ori cântată cu cor de finlandezi, foarte bine cântată, bineînțeles într-un limbaj foarte modern și aparte astea. Da. Și mai am comedii de-astea, colaborări întâmplătoare. Pentru Stroie mi-amintesc că tot așa i-ați oferit... Ei, cu Stroie a fost altceva. Cu Stroie am scris un libret de balet, Comos, și mi-a venit ideea de la baletul ăsta, că pe care nu l-am mai detailat, mi-a venit ideea să scrie pe o temă foarte aproape a găsit asta numele, pentru că Oreste Stroie este joc anagramă, da. Și a scris Orestia. N-a mai scris Comos pe... Da. Comos era o ceată care umbla prin cetățile antice, râzând de tot și de toate. Era un fel de... Glumeți. Da, adunare de glumeți, din care a ieșit comedia. Da, de acolo s-a tras, de la numele Comos. Cum începea cu Com, m-am gândit și eu că poate, dar a fost mai aproape Oreste de Stroie. Da, frumos, frumos. Maestre, dacă tot ați adus aminte de acest student, dumneavoastră ați avut peste 50 de ani de activitate pedagogică, ați predat armonie, ați predat compoziție. Da, 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 după cei 4 ani și ceva de la... Academie la folclor. În 63 am intrat la conservator, la catedră, și contrapunct, și armonie, și mai târziu compoziție, unde am rămas până acum 2 ani. Așa că, pe la 75 de ani, tot mai predam acolo, în chip de profesor consultant, și am avut un număr foarte mare de studenți de clase, da, și de... Da. Da. Studenții mei mai aniversează câte 40-45 de ani de la absolvență, cam așa. De ce vreau să vă întreb, ați avut de cu ce, siguranță, da, câțiva compozitori de care cumva, pe care i-ați ajutat, le-ați deschis niște... Au trecut pe la clasa mea și compozitori, da. Ia că te l-am citat pe Matei Gheorghiu. Da, este. Au fost mulți dintre compozitori care au fost la clasa mea ca studenți la armonie. Alții care mi-au prezentat lucrări de compoziție de-a lungul deceniilor, da, fără să fi fost la cursul meu de compoziție de la asta. Așa că nici nu pot să-i număr. Sunt generații și generații. Mi-amintesc de Sabin Păuța, care... A, chiar și Sabin Păuța, da, la 70 de ani a fost cândva student. Dar au mai fost mulți. Și dintre cei care sunt și au făcut succes la Paris, între compozitorii care și-au căpătat cetățenia. Dar cred că sunt cam pe toate continentele. Da, da. Sunt în America, sunt în Canada. Trei sunt în Canada. În Franța? Da, în Franța sunt destui. Ultima oară s-a dus în Franța și trăiește de vreo 5-6 ani la Lyon un student al meu mai special. Da, adică un student care a făcut cu mine compoziția, care a trecut prin toate formele muzicale, care este orb. Da, mi-ați povestit de el, mi-ați spus, da. Și este o situație extraordinar de, da, specială, pentru că l-ați ajutat cumva să se exprime, să, da, aibă curajul, să, da, continue, da, să scrie muzică.
Deci fi tare curios să ascult și eu lucrările și să... Da, da. Iau în casa parte de pedagogie, așa, născocită. Pentru că era un om extraordinar, pentru că m-am înțeles foarte bine cu el și foarte muncitor și în același timp și doritor să compună și cu handicapul acesta major, pentru că nu putea să-și redacteze niciun fel de partitură. Și până la urmă a găsit un sistem, a găsit un, mă rog, un... Am născocit un fel de sistem care deriva din Braille, da, pentru ca el să poată gândi multifonic, să se poată exprima multifonic, să poată nota multifonic. El cânta și la pian, adică e pian. Da, 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 a putut. Probabil. A făcut și o vreme, și acum, mi se pare, la Lyon dă lecții de pian în continuare. Da, da, deși eu. Maestre, mi povestesc la un moment dat că aveți o mare pasiune pentru șah. Da, am avut pasiunea asta pentru șah de mic. Am jucat în campionate pe la 14 și 15 ani. Eu cam de că am jucat cu maestri. Colegul meu de liceu, ultimele clase, a fost Victor Ciocâltea, foarte bun prieten. Altul, Dolphy Dreamer. Am jucat cu acel venerabil maestru al șahului, care era Zygmunt Herland, cu Octav Troianescu, cu așa. E, ulterior, mai întâi am fost abonat la toate revistele rusești de șah. Exista și la noi o mișcare destul de bună pentru șah. Am compus probleme de șah, sunt autor a un număr foarte mare de probleme, mai ales cu mat ajutor. Deci, practic, dumneavoastră, gândiți și în muzică, și în poezie, și, mă rog, în tot ceea ce faceți, aveți, știu, viziune, aveți... Am jucat, mi-aduc aminte, cam cu Andrei Vieru. Iar Tolea Vieru spunea că da, da, se vede că ai făcut șah. Profesional. Da, da, da. Vede că ai făcut șah. Da, se vede ce și în muzică. Așa. Eu nu știu cât de muzică este gândire șahistă, dar există și asta. Stoie spunea, nu, ce legătură are muzica cu șah? Știa că fac, că mă ocup de șah. Da, da, da. Dar n-are nicio legătură. Eu nu sunt de aceeași părere. Cred că există niște legături ascunse. Pentru că șahul este acea artă, la urmă urmei, de a exprima într-un fel de limbaj teribil abstract, ceva care este omenesc, din adânc. Da. Dacă îi spui cuiva că cele 16 cu 16, așa, 32 de piese, pot să realizez pe tabla de șah cu 64 de pătrate un număr diferit de poziții, egal cu numărul atomilor din univers, îți dai seama că e un limbaj. Lume, este o lume, este un limbaj care se organizează sub forma asta a relațiilor speciale. Asta o simți și mai bine atunci când te ocupi de partea combinativă a șahului și de șahul feeric. Am făcut asta cu multă plăcere și până târziu, în anii 80, așa, aveam obiceiul să compun așa câte o problemă de șah pe lângă poezia zilei și scriam acolo mat ajutor. În fiecare zi scriam ajutor și semnam. Și a venit ajutorul, da. Așa s-a adunat. De fapt, era un joc, era o, cumva o dorință, o căutare. O plăcere teribilă, o plăcere teribilă, pentru că se exprimă lucruri diferite care țin de la un alt nivel de cunoaștere a șahului, țin de niște trăsături umane. Da. Da, pot să exprim așa
e piesa aia pe care îmi spune că ai luat-o din piesele mele pentru pian și ai transformat-o în piesă de jazz, Nehotărâre. O să exprim. Au, ai, da, bun. O să vă arăt mai târziu. Da. E, tot așa pot să exprim și nehotărârea, dar pot să exprim și veselia printr-o problemă de șah. Memoria e sclipitoare, este mai... Crezi că eu vreau că nu m-am săturat de mult? O purtați cu dumneavoastră. M-am săturat, da? Într-o viață mai multe vieți. Da, puteți spune. Da, m-am cam de dublat, eu, asta e adevărat. De fapt, sunteți mai mult decât un doppelganger. Da. Două lucruri mi-au făcut rău în viața asta. Singurătatea și compania. Știi? În rest, totul a fost minunat. Da, cum să le rezolv pe astea, știi? Prin cântec, maestre, le-ați... Ai ști câteodată... Le-ați acompaniat? Te însingurezi în mulțime sau invers, în singurătate ți-aduci mulțimea. Triat așa frumos și numai... E o rețetă. Da, mie mi s-a părut uneori când, știu, m-am... îndepărtat de cineva, practic, în momentul acela am început să mă apropii mai mult, așa, depărtându-mă. Sigur, a intrat cumva într-o altă dimensiune și, de fapt... Hai să-mi vezi că nimic nu apare mai des și cu mai multă pregnanță decât ceea ce numim iubirile neîmplinite. Toate iubirile pe care le-ai trișat se transformă ca fantomele lui Richard al III-lea. Da. Și apar așa. Sper că nu sunt filmat și auzit. Nu mai contează acum. N-ați pus ceva... Asta e un vers pe care l-am scris așa pe când aveam 20 de ani. Iubirile neîmplinite vin de se fac strigoi. Ricci avea, mă rog, un vers la o piesă, la muzica de film din Parașutiști, unde începea cu iubirea noastră e o vioară. O vioară? Aha. Da. Cu coardele de rigoare. Da, era pe coarda sol. De fapt, l-ați cunoscut pe Richard. Era, a fost student. Pe Richard, da, l-am cunoscut bine. Da, mi-aduc aminte că eram în Lipscani și văd o figură nouă, culoar. Hai să intru în vorbă. Deci asta era prin anii 50? Asta era 55, parcă, așa ceva. Și zic, ce-ai tu acolo? Păi zice, nu știu care, simfonie de Bruckner. Și ce faci cu simfonia aia? Păi zice, mă duc să o citesc. Dar câți ani ai tu? 17. Și cum citești simfonia de Bruckner? Și m-am dus cu el în sală și i-a deschis acolo și citea simfonia de Bruckner, de parcă era o sonată de Mozart. Deci partitura generală, practic, o despre. Da. Bun. La 17. După care au fost multe, multe capitole în cunoștința și apropierea noastră. A fost un proces al vrăjitoarelor prin 59. El a rămas ferm pe poziție, spre deosebire de alți colegi, și a fost dat afară din conservator. Îl întâlneam pe la barul unde cânta, scria muzică de film foarte repede și toți banii cheltuia la Berlin, la barul acela. S-a mutat, până la urmă, pe Popana, în Casa Mariei Tănase, unde s-a și prăpădit. Foarte mare păcat, pentru că era un muzician complet, era un jazzman remarcabil, era un
Orchestrator foarte bun. Orchestrator foarte bun. Un compozitor de muzică de film care putea să facă fulgerător așa ceva. Da. Ce am putut să fac a fost să-l iau pe fratele lui, pe Peter, și să-l învăț ceva armonie. A intrat în conservator, a terminat conservatorul. El fiind mult mai tânăr, practic, vreo 5 ani mai tânăr sau așa? Era mai tânăr, era mai tânăr. Asta am putut să fac. Când ne-am spus, el trăia încă atunci când am luat legătura cu Peter și spunea că n-am să reușesc niciodată. Știindu-l da, mai... Da, am reușit, am reușit. Da, 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 da. Asta s-a întâmplat imediat după moartea tatălui lor. Da. Lui Hardo Șanițchi, cel senior. Da, da. Da, da, da. O familie de muzicieni, de fapt. Da. El era un băiat spiritual, încântător. Și el vorbea câteva limbi străine, a învățat portugheza. Era înclinat spre limbi străine. Dar, cum să spun, era mai curând claustrat decât călătorul cel pe mapa mond, cum s-ar fi dorit. Cred că după ce a fost în RDG și a avut succes... S-a căsătorit în RDG, a avut un copil cu o doamnă din RDG. Trăiau cam separați, din câte mi-aduc aminte. De la revenit în țară, adică a trăit aici, în România, practic. A trăit aici, pe Popana. Da, da, da. La o stradă de la vechi. De fapt, el cred că era mai mult, știu, un gânditor, un tip cu... Avea nevoie de timp ca să-și realizeze, mă rog, ideile și, mă rog, să scrie lucrările. Știu că scria direct în partitură multe muzici de film, spune da, oameni care... Da, nu, nu... Era prolific. Scria de zvânta. Ce mai îmi povestea Mândrilă, Dan Mândrilă, de exemplu, avea mici schițe, mici motive la improvizațiile lui. Deci nu venea cumva, de exemplu, cum venea Ian Cicăru și care era un genial improvizator, total nepregătit și tot timpul avea o idee extraordinară și reușea să facă o muzică pe moment. Bine, asta mi-o spui direct în emisia asta, pentru că eu n-am avut știre de așa ceva. Nu am intrat cu mare succes în lumea vreuneia între improvizatorii remarcabili, cum au fost și Ricci, cum a fost Ian Cicăru și sau cum ești tu. Fără niciun succes am intrat în această lume. Așa că nu spuneți dacă aveți notițe cu voi sau nu aveți notițe, care e tehnica aia. Și eu care scriu gândit și răzgândit, toată admirația pentru cei care reușesc să faceți muzică instantană și să fie de calitate. Cu notițe nu prea știu cum să descurcă cineva în timp ce improvizează, dar pe aici l-am auzit improvizând liber, da. Multe, multe ceasuri. El era un excelent improvizator. Când a apărut jazzul polonez de coarte și de asta, ce senzație rici acolo la pian și noi. Mai erau pe vremea aceea un conservator și odată cu el în proces a fost Adrian Ciceu, care pe urmă a intrat la conservator, a terminat pianul. Este Adrian sau Eugen? Eugen. Erau doi frați. De fapt, Adrian e percuționist. Adrian și percuționist. Eugen. Am confundat cu Adrian. Nu. Eugen Ciceu, da. Pe care l-am revăzut de curând pe Mezzo cu un recital ceva. Da, 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 din păcate el știți că s-a prăpădit în 96. Dar sunt câteva filmări, câteva impresii. Sunt câteva filmări, da, pe care nu le știam. Da, 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 muzician foarte bun și el cumva a păstrat contactul cu muzica clasică, adică improviza pe Chopin, improviza pe Bach, improviza pe... Da, da. În conservator mi-aduc aminte că l-am auzit o dată cântând la un examen de pian Chopin și cânta foarte bine. Și era bun improvizator, la fel ca Ricci, la fel ca Ian Cicăru și mai ales
pentru că, din punct de vedere al calității, am preferat improvizația lui Ancicăru și cele a lui Richard Șanischi. Da, de fapt, el era cu câțiva ani mai în vârstă, avea o altă experiență, dar era talentul din el, cred că era un vulcan, deci el avea ceea ce n-au avut alții. Adică iubea foarte mult muzica și cred că asta, fiind și așa un ungur foarte... Da. Ei, acum trebuie să spun că Ricci a lăsat câteva lucrări simfonice, în timp ce Ian Cicăru și nu are așa din ceva. Din păcate. Da. Ricci este, dacă nu mi-aduc aminte, decât de o lucrare vocal-simfonică pe Matilde Wesendonck, pe care a scris și Wagner, și pe care lucrare pe care a scris-o în conservator, înainte să fie dat afară. Da, care, o lucrare cu totul remarcabilă. Unde sunt aceste lucrări? Le are fratele lui, are câteva valize cu note, cu manuscrise. Da. Eu am reușit să pun... Ar trebui ca alții să-și manifeste interesul și nu să stea asemenea lucrări. Pentru că... Bine, asta se cam întâmplă cu mulți compozitori, adică după ce pleacă, lucrările lor nu mai sunt luate în seamă de nimeni ca să fie programate, să astea. Toate programările, toate imprimările, toate astea au un preț. Și nimeni nu este dispus să ofere, să sponsorizeze această... Asta este. Da, practic, dintre cele trei mari lucrări care s-au mai cântat și care merită să fie cunoscute, ar fi concertul dublu pentru pian, saxofon și orchestră, chiar cântat de el, imprimat în 69 la Leipzig, cu mândrilă. Apoi sunt antifoniile pe care le-a scris, a scris numai partitura, nu s-au cântat niciodată. Nu s-au cântat niciodată, știu. Și mă rog, au fost cântate prima dată la Iași în 2006 și la București, acum 2 ani de zile. Și variațiunile 71, piese pentru lucrare, pentru pian și orchestră. Și mai are un concert de muzică. De da, spun și acest ciclu pe Matilde Wesendonck. Da. E, asta e. Da, de fapt, dumneavoastră ați ținut cumva contactul cu muzica de jazz, v-a inspirat, a scris muzică ușoară, care de fapt nu era muzică ușoară, mi-amintesc câteva... piese pe care au fost tipărite, care au fost cântate. Da, cred că esențial a fost pentru contactul ăsta menținut cu muzica de jazz, că am cunoscut cândva un student al meu, care apoi a devenit un jazzman cu 60 de CD-uri la activ și care se află de față și care mă chestionează așa, de parcă așa, da, și la ale cărui cântări, cred că am mai lipsit la câteva, dar foarte puține. Iar el, ritmic așa, de la 19 la 40 de ani, la 50, pardon, și ceva, și 9, așa, 40 de ani și așa, a tot cântat, a tot venit, a tot făcut și a adunat, da, în plus, și titlul de cel mai bun improvizator din Europa. Da. Ce să mai vorbim? Atunci am păstrat și eu contactul cu genul. Dar l-ați avut dinainte, adică din anii 50, bănuiesc că ați ascultat multe imprimări, cunoșteați puțin muzica lui Ellington, Gershwin, mă rog, prin lucrările clasice. Rhapsody, n-am cântat niciodată în vreo formație de jazz. Am compus cu ceva nuanțe de jazz câteva piese, dar niciodată n-am avut ocazia să improvizez chiar jazz. Am făcut improvizații pe armonie ale pieselor mele de muzică ușoară, cântând cu doamna mea, cât un session așa, la 4 dimineața la conservator când se putea. Da, făceam asemenea lucruri. Dar n-am fost improvizator de jazz niciodată și n-am practică de jazz și nu pot să mă înscriu deloc în tagma interpreților de jazz. De fapt, e foarte simplu, maestră. E simplu, da.
Toate lucrurile imposibile sunt și simple după toate alea. Da. Iubesc jazzul și nu mă sfiesc să o declar, deși nu e un semn de bună, da, de legalitate de plină, așa, în fața colegilor mei care consideră da, cochetăria cu muzica pop și cu jazzul ca un fel de da, un compromis de autodesfințare, de, nu, nici măcar compromis, de pur și simplu abandonarea idealurilor sfinte. Da, nu, nu, consider că ceea ce contează e calitatea realizării. Cred că trebuie să existe feeling în toată muzica făcută pentru oameni. Că poate să existe și o muzică făcută pentru mașini, ele între ele. Da, vă închipuiți o sală plină cu mașini care ascultă cu sfințenie muzică, o muzică făcută, da, da, interpretată de mașini. Nu? Aplauzele mașinilor sunt și ele reglate. De ce să nu gândim viitorul și prin prisma asta? Trebuie făcute, nu atâta discriminare. Trebuie sală și pentru de concert, pentru mașini, care să asculte mașinile. De fapt, există programe care au anumiți parametri. Trebuie doar să îi dai câteva indicații, să improvizeze a la Ellington, a la Herbie Hancock. Sau da, asta însemna educația muzicală a mașinilor, pe care tot mașinile trebuie să o efectueze. Nu? Pentru ce să lăsăm așa inculte și... echilibrul acesta între organizat, tehnic, matematizat, programat în chip și fel, realizat pe, cu tehnică de laborator, pe instrumente electronice și așa mai departe, toate astea sunt bune și frumoase dacă de acolo se transmite de la un om către alt om acel ceva care este venit de sus. Da. Dacă poți să stăpânești toate astea, să te și exprimi, să existe și feeling acolo, asta e întrebarea. Nu prea se dă un răspuns pozitiv la greu, chestia asta. E greu. Unele lucruri pot să fie realizări parțiale. Cred că semnalul a dat întotdeauna pictura. O mulțime de muzee de artă modernă, toate țările lumii, de la Guggenheim și până la, știu eu, Muzeul Miro din Spania, toate invită la o artă abstractizată la maximum și care totuși poate să emoționeze. Pictura obiectuală, tot felul de păpuși modelate în diverse materiale care sunt pictate și așa și care transmit un mesaj. Poate că lucrurile acestea tind să împace și pe amatorul de muzică repetitivă care să asculte jumătate de oră trei sunete sau un sunet. Bom, 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 la un ritm. Există așa ceva. Mi-aduc aminte că discutam despre muzee. Este o pictură în, dacă nu mă știu, Muzeul Juan Miró, care intitulată Ultima noapte a deținutului înainte de execuție. Și în care sunt două linii, așa, care zboară ca două aripi negre. Atât. Am vrut să scap de această amintire. Imposibil.
Pentru că e așa de puternică și așa de... Era foarte puternică, redusă la nimic, aproape la nimic. Imposibil de scăpat. Și în muzică, asemenea lucruri, dar cum fac, știu, niște colegi de-ai mei care vor ca lucrarea să consume într-o secundă. Păi există asemenea orchestră simfonică cântând o secundă. O lucrare al Octav Nemescu. N-am știut de ea, n-am știut. Da, este. Trebuie să fie genială. E genială, total. Într-o secundă s-a consumat lucrarea. Toți aia stau pe scenă acolo frumos cu instrumentele pregătite, a trecut secunda, e gata. Da. Bine, acum am învățat noi încetul cu încetul ce încăpătoare este o secundă. În momentul în care într-o secundă pui și medalia de aur și medalia de argint și medalia de bronz de partajarea făcându-se cu sutim de secundă între niște... Da, sunt niște atleti. De ce nu? Îi vezi la foto finish acolo, după care află fiecare ce a luat aur, argint asta și mașina îți spunea. Secunda, deci, poate să fie foarte încăpătoare, că mare diferență între a fi campion olimpic și a avea un bronz acolo. Că tu vorbeați de muzee, doamna, să aveți o colecție extraordinară de tablouri, ați cunoscut personal? Am deloc o colecție extraordinară de tablouri, sunt câteva picturi acolo. A, mai să nu fiți modest, că, ce? Mă rog, aici nu sunt toate în cameră, dar de fiecare dată când vin la dumneavoastră, am senzația că vin într-un muzeu, vin într-un loc sacru. Deci, așa. Dau cumva spirit casei, deci este... Este ceva deosebit, adică e o lume care... Sunt câțiva dintre pictorii noștri. Ăsta e un perete cu... numai niște picturi pe papirus, da. Așa, și două tablouri ale Olgăi Mărărescu Mărginean. Fiul ei este acolo sus cu imagini din Roma, pini. Și același, să spunem, fânar, așa, din grădina de la Breaza, făcut în stil clasic și făcut în stil modern, aici deasupra pianului. Este același care a pozat. Da. Mai sunt niște alți pictori. Jichidi este fata care citește acolo. Aveți și o culegere de icoane. Foarte frumoasă. Am dincolo multe, așa, am și icoane și tot felul de alte tablouri. Am fost prieten cu pictori, așa s-a întâmplat. Te-ați fost prieten și cu mulți poeți, l-ați cunoscut? Am fost prieten și cu poeți, am cunoscut și pe Labi, și pe Nichita, și pe Marin Țorescu, încă înainte de a publica. Publicase doar trei poezii în contemporanul pe vremea aceea și a apăruse o cronică a lui Călinescu. După care ne-am întâlnit pe scenă acolo la conservator, la o seară, George Bălan. El venise cu poeziile în manuscris cu Shakespeare și cu toate cele. Mie mi-a recitat un actor, Ion Bog, mi-aduc aminte, trei portrete ale compozitorilor din a doua școală vieneză. Erau, mă rog, ser cu muzică de avantgardă. Iar Marin Sorescu era recomandat de acea pastilă, Cronica Optimistului, făcută atunci, apărută în contemporan, făcută de Călinescu. Așa că am avut cumva norocul să fiu aproape de ei. Mai însuiesc că era cam o dată cu mine, diferență cam de o lună sau două. Cam așa. Eram împreună.
Dar scris și câteva liduri pe versuri de Nichita Stănescu, pe Ion Brad, pe Argezi. Am spus, pe Nichita Stănescu am scris până și o bossa nouă. Trebuie neapărat să caut eu acele imprimări de la radio. Nichita era un om adorabil. Ei tot ar fi trebuit să trăiască niște vieți lungi ca a mea. S-au consumat mult prea repede sau... Cine s-a consumat, într-adevăr, repede în muzică a fost Liviu Glodeanu. Nu pot să nu-mi aduc aminte de el cu o strângere de inimă teribilă, pentru că a fost un om de un talent extraordinar. Mara Mureșanu, noșan de acolo, teribil de multă forță și... Da, n-a apucat să trăiască. Dar totuși a lăsat câteva lucrări, a scris câteva... Dar de cum am plinit 40 de ani s-a topit. Eu am acum dublul timpului pe care l-a trăit el. Și îl simt apăsându-mă numai când mă gândesc la el. N-a fost drept să moară așa. De fapt era el și cu Moldovan. Practic din acea generație care amândoi au avut cumva. Moldovan a fost și mai tragic, da. Nu pot să povestesc asta pentru că e cu bulină roșie. Da, da, da. Mi-a spus. Da, nu știu. A fost să sfârșească așa, pe un șantier naval. Pe vremea aia, Uniunea Compozitorilor organiza asemenea vizite la marile șantiere ale țării, da. Pentru inspirație, probabil. Da, și-a venit cu noi într-o asemenea vizită și acolo a făcut criza așa mult. Miță Moldovan. Da, din școala românească de compoziție, mă rog, sfârșitul de secol, anii 80-90, i-ați cunoscut pe toți. Mulți au plecat în străinătate, alții, mă rog, au... Primul l-am cunoscut cel mai bine. Asta s-a întâmplat să fie un coleg compozitor care eram în clasă, în clasa întâia, în anul 1942. În 42, la 6 ani, el avea un an mai mult, 7 ani, și am fost colegi, se cheamă Nicolae Brânduș. Mai era cu noi un alt băiat care trăiește și astăzi, este un tenor o activitate bogată, Vladimir de Veselu. Numele de Veselu acum e celebru, dar prin alte. Da. Scutul de la de Veselu, vreți să spuneți? Da. Da, da. E, mai trăiește și Vladimir de Veselu, colegul meu din 1942, de la școala germană Sfântul Andrei. Deci, i-ați cunoscut pe, știu eu, noile generații. Am cunoscut și vechile și noile generații, așa se întâmplă când trăiești mult. Da. Ne-am cunoscut, am fost aproape de oameni născuți în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Da. Prins... Da. Ca Mihail Zora și alții. Da. Și cam tot ce s-a întâmplat cu soarta Uniunii Compozitorilor, fiind în anii 50 membru al Uniunii, de cam am cam trăit pe toate, da. Dar discret, așa, de la distanță, i-ați urmărit, i-ați lăsat să evolueze? Cum să-i las să evolueze? Eu am evoluat. Eu am putut să fiu doar un actor când și când. A apariției unei noi lucrări și au fost multe, multe. Dacă s-ar cânta lucrările foarte bune scrise, să zicem, din anii 50 până la zi și s-ar cânta bine, am avea altă viață muzicală.
Problema se pune... Abia se pune problema să fie încurajată muzica mai nouă, tinerii compozitori care au și din când în când un festival ca Simț sau așa. Da. Și nu este vreme decât pe la Enescu la festival și așa să programeze câteva ceasuri din muzica asta mai bine de jumate de veac. Da, 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 mare păcat. Da, radio... De dinainte nu se mai pune problema, că nu apuci să auzi muzici și din prima jumătate a secolului 20. Poate o rapsodie de Enescu orchestrată mai târziu. Noaptea. După ora 2-3 mai dau câte un compozitor. Da, pentru insomniat, muzică pentru insomniat. Maestre, ce aveți în lucru? Aveți, știu eu... Nu știi că nu se mărturisește niciodată ce este în lucru. Un ciclu de lead-uri, îmi spuneați că aveți așa... Da, da, eu trebuie să termin o dată cu acest lead care mă chinuie a lui... pe poezia lui Stevenson My Shadow și pe urmă dau drumul unui ciclu mai mare de lead-uri care este aproape în schițe acolo. Da, da, da. Da. Dar îmi spuneați la un moment dat, acum vreun an, doi, aveați un lucru, mă rog, sau vă frământa ideea unui lit pe autori francezi sau germani, unde dorea să experimentați, să găsiți o structură, un nou mod de a... A, nu, 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 este vorba chiar de acest lit care rezistă de acum 2 ani. Și care ar trebui să fie pentru un bas cantabil care să evolueze așa ca un fel de, știu eu, bărbier din Sevilla, ca un bariton de la... Da. Foarte suplu și asta e poezia lui Stevenson și pe asta nu am putut-o duce la capăt. Rezistă cu înverșunare acolo între partituri, pentru că erau înainte alte proiecte, alte lucrări și cicluri de poezii și așa mai departe. El trebuie să ajung să și termin. Da, da. În poezie sunt tot felul de proiecte și de cicluri. Ba chiar am proiectul ca odată și odată. Nu cum am făcut cu haicurile prezente pe discul Anotimpurile, să pot să-mi citesc mai multe dintre volume. Sunt 121 de volume de poezie, caietele mele. Caiete, da. Da. Și să mai aleg ceva pentru cândva. Asta e o idee bună, să le citiți și să le imprimăm, maestre. Da, da, acolo am rezolvat mai simplu pentru da, disc, da, da. Am luat primul care se iubea, am întors, am scos, am pus pe disc și gata. Asta a fost simplu. Dacă mai mă cufundam în lectură și mai luam ceva, probabil că nu mai alegeam nimic, pentru că... Da. Există și un prea mult, chiar și în poezie. Există prea mult. Ei, poate reușim să facem o... Da, mi-aduc aminte că la un moment dat asta a fost și o problemă a lui Nikita. La sfârșit s-a apucat să-și ia din nou volumele cu consultant, afle care or fi poeziile acelea imperfecte, da, da, și până la urmă a scos un volum, opere imperfecte, care a rezolvat problema. Opere imperfecte. Există un asemenea fenomen, încă de la Platon era o imagine sculpturală și un defect al personajului și Platon a spus, ăsta este adevărul, ăsta îi dă toată valoarea. Există această imperfecțiune, da, care poate să fie cu un efect artistic adevărat, puternic și care n-ar putea lipsi de acolo. De altfel, perfecțiunea este condamnată în Orient,
numai Dumnezeu are voie să fie perfect, este așa numitul not persan, care se face într-adins ca o mică defecțiune la fiecare covor, ca nu cumva să insulți prin concurență divinitatea. Da. Nodul persan este defectul asumat, ba chiar obligat, ba chiar dorit, da, da, căutat, da, face parte din viața noastră. Face parte, da, da, de tot fel de a privi viața realist. Pentru că altfel perfecțiunea. Dar frumusețea e că dumneavoastră v-ați creat un univers, v-ați creat o lume, v-ați retras destul de timpuriu și ați, mă rog, ați, v-ați concentrat scriind poezie, compunând, predând particular, ajutând tineri compozitori, tineri pianiști să se... Ceea ce vine din partea celor care se apropie de mine, cum s-a întâmplat de câțiva ani cu copiii, nu am avut niciodată prilej să mă ocup de școlari. Ori există un loc în țara asta, care este Râmnicu Vâlcea, și care organizează un festival de Irina Șațchide pentru tineri pianiști, și apoi, cum a fost și anul ăsta, cursuri de vară la Horezu. Și acolo au venit pe mine tot felul de tineri, pianiști și cântăreți, așa mai departe, și le-am ținut 10 zile de curs. Asta, dacă așa ceva se întâmplă, îmi face plăcere. Toți cei pe care îi cunosc prima dată și care vin să învețe, sunt bineveniți. În rest, mi-am aranjat în așa fel încât să apuc să socializez mai puțin și să stau cu orele mele. Da. Am zis că am dreptul la o treime din 24 de ore ca să scriu liniștit. După asta întâmplese ce s-o întâmpla, adică dorm dacă se poate, dacă nu mai ies prin lume, în decor, mai socializez, dar nu neapărat. Dar de fapt, apropo de Râmnicu Vâlcea, sunt câteva persoane care pun suflet în toată această acțiune, să organizeze, să adune copii. Nu, acolo este ceva extraordinar, vă închipuiți un loc din țara asta, în care copiii sunt tratați în felul următor. În luna iunie, la început, este un concurs de pian. În luna iunie, spre sfârșit, este o călătorie care a fost anul trecut Budapesta, Viena, Nürnberg, Paris. Autocarul, da. Anul ăsta a fost la Bruxelles. După care vin cursuri de vară la Horezu, tot cu copiii ăștia, și vezi frumos. Deci, și asta fac ei, da. Eu nu mi-aduc aminte de o călătorie de asta în conservator și am intrat în 53 și am destul timp să tot verific ce s-a întâmplat. Nu, niciodată. Sau nu mai cu Uniunea Compozitorilor. A fost faimoasa călătorie pe circuit, nu, la Darmstadt am dus pe cont propriu și cu mare greutate, nu. E vorba de o croazieră pe vremea lui Ion Dumitrescu, făcută pe Marea Neagră, a fost ceva, un eveniment. Dar de atunci, absolut nicio ieșire. Așa, eram trimiși în Cântarea României, prin diverse județe, să facem acolo așa, un inventar al talentelor, dar era ceva îngrozitor. Nu în totalitate, pentru că erau stimulați unii să mai facă un cer de dans, un cer de muzică ușoară și așa, nu am nimic, nicio mișcare. Da, dar atât, niciun fel. Ori aici se întâmplă ceva, adică sunt trei acțiuni în lunile astea, începând de prin mai până în august, pentru copii și cu unele foarte pretențioase, adică am fost o călătorie pe urmele lui Chopin, o călătorie pe urmele lui Liszt, splendide, cu niște copii minunați,
și extrem de instructive, trecând mai multe țări și mergând cu autocarul frumos. Descoperind... Da, cu amaltul, nu-mi aminte, da. Recomand și altor instituții și case de cultură care sunt pe tot întinsul țării să se gândească la un lucru care este important, și anume, citez aici un maghiar care avea trei fete, pe el îl chema Polgar, iar cele trei surori Polgar au devenit șahiste pe la 12 ani, bătând marmaiștii sovietici. Și el a fost întrebat cum reușește așa ceva cu niște... pe care le-a luat de pe la 5 ani să ne învețe șah. Și el a spus doar atât. Copiii sunt geniali. Să-și mai aduc aminte de prin diversele locuri ale țării, mai ales pe la case de cultură, să-și aduc aminte poate de aceste cuvinte ale lui Polgar și să facă ce fac și cei de la Râmnicu Vâlcea, da, să le creeze copiilor un ambient în care să concureze, în care să se destindă, în care să se joace, în care să învețe. Da, da, așa. Da, nu știu cum am nimerit eu în acest context, pentru că altfel nu prea marșez la. Dar irezistibil. Ei sunt atât de talentați, atât de fermecători. Da. Există o profesoară de pictură și s-a întâmplat să primesc trei icoane pe sticlă, superbe, în trei ani. Și cele trei icoane pe sticlă sunt superbe, iar vârstele adunate ale autoarelor sunt 18 ani. Deci copiii... Da, trei fete de 6 ani fiecare. Pot să vă arăt icoanele pe sticlă. Sunt senzaționale. Copiii sunt geniali. Asta era demonstrația pe care voiam să o fac. Da. Nu se îndură nimeni să facă atâtea sacrificii cât ar trebui ca să iasă la lumină genialitatea lor. Și se aplatizează. Ajung pe mâna unor educatoare de... cu aceste obiceiuri de a transforma în gri toate, toți anii aceia de școală și de liceu. După care e prea târziu, la 18-19 ani. Da, nu se apucă să... chiar cei care sunt talentați. Există de asemenea o frică inclusiv a artiștilor, așa, față de viitorul unui copil care ajunge pe la 18 ani și care e foarte talentat, dar care se tot documentează și află că nu să fie bogat repede din cauza talentului artistic. Și atunci e mult mai bine să îl transforme în avocat, doctor sau, știu eu, conducător de întreprindere. Să facă business. Să facă. Asta inclusiv artiști care tremură pentru viitorul material și nu se mai uită la talentul copilului. Păcat. Da, dar nu mai au curaj, pentru că nu mai este subvenționată cultura cum ar trebui. Dar nu numai cultura, și sportul. Aceea jale. Ne prezentăm la o olimpiadă cu... o mână de oameni. Da. Da. Noroc că fetele mele au bătut la handbal Muntenegru, noroc că mai există niște speranțe pe aici pe acolo, poate că. Dar, vorba unei comentatoare sportive aseară, trebuie să schimbe tot. Așa ar fi bine. De la zero. Da. Ne oprim aici. Ne oprim aici, mai să cu rugămintea?
Dacă doriți să ne recitați, știu, câteva versuri dintr-una din poeziile dumneavoastră, să îmi chem așa frumos. Păi, nu filmat, nu imprimat. Nu? Ar fi frumos, adică o poezie de-a dumneavoastră recitată, spusă... Păi să aleg, nu știu, să-mi iau caietul de poezie, să recit ultimele... Ar fi grozav, sigur că da, ceva, ceva nu. Da. Nu știți cu ce să începeți? Deci nu sunt imprimat, da? Și atunci vă recit, dacă nu sunt imprimat. Dacă sunt imprimat, atunci ar trebui să schimb să nu recit asta. E prea indiscretă. Astea sunt recente, de acum, de la Horezu. Dar și la poeziile scrise pe ciorn aveți, știu eu, câteva variante, lucrați pe ele sau le scrieți direct în caiet? Sunt poezii asupra cărora revin chiar în caiet. Nu scriu ciorne niciodată. Deci, cu alte cuvinte, aveți caietul la dumneavoastră tot timpul? În da, 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 da. Nu știu. Dacă tot am călcat strâmb și am vorbit despre mine, recit ciclul ăsta care se cheamă Mini-CV. Da, maestră. De la 6 ani am fost crescut de Fräulein și călugări nemți. Un vânt a bătut peste familia mea, a spulberat-o. Muzica, versul, îmi sunt, de fapt, rudele de gradul întâi. Am tăiat din tort pentru ele felia cea mare, noaptea. Viața mi-a părut, până la mici detalii, interesantă. Nu m-am prefăcut că-mi și place, acesta nu e genul meu. Așa se face că de copilărie n-am prea avut timp. Asta nu înseamnă că a murit copilul care mi-a fost dat să fiu. El a întors mereu pe dos chiar și ideea de a socializa. M-am tot încadrat peste 7 decenii în colective. Ce mi-a făcut rău au fost singurătatea și compania. Diverse iubiri au venit și au plecat și duse au fost. Numai Dumnezeu, fiind prin neființă, se apropie. El mi-a mai rămas ca iubit imaginar și ca lumină. Am fost profesor de armonie predând mersul pe apă. Asta e muzica. Dincolo de sunete, simplu miracol. Ești în mâna ei, nu alegi, te alege starea de cântec. Catedra e în nori, a crea nu se învață. Mori și înviezi. Și poezia e dincolo de cuvinte, știm doar ce nu e. Până la urmă bănuim că e numai drumul către ea. Ei am dedicat timp de 6 decenii, tura de noapte. Mi-a dat în schimb medalia Avânt urmașelor clasa 1. La 80 de ani mai am încă nevoie de mine. Vară. Mulțumim, maestre. Asta a fost într-o seară la Horez. Mini-CV. Ați înțeles ce e mini-CV.
micul curriculum vitae. Eu tot aici, la nehotărârea lui Nichi. Nichi, dar las eu. Maestre, sunteți pregătit? Da. Să nu mă luați la bătaie? Cu timpul s-ar putea să fie puțin mai așezat, puțin mai mișcat, e așa o chestiune. Nu, eu nu încă ești prea aproape. Deci am făcut o introducere. Da, dă mai tare. Nu merge mai tare. Da. Deci o introducere, mă rog, de rumbă. Da, sau de. Așa, pe care sunt vreau să lume și acum vine tema. Cam atunci, acum, mă rog, interludiu respectiv și se improvizează pe chestia asta, am făcut un corus de improvizație. Deci asta a fost cumva... Ai, mai durează muzica când ai pus-o? S-a terminat aici, de fapt, e partea improvizată. Și? Și aici se improvizează peste, se continuă cumva rumba. Deci n-ai făcut repriză la ea și nu ai folosit coda. Da, coda practic e introducerea pe care, să zicem, să facem un fade-out. Am făcut-o mai, cumva mai funcțională. Da, are valențe jazzistice ca expresia asta și foarte... Așa. Câteva secunde intervalele, adică mă rog, am schimbat din 6 optimii în 4. Da, tema e frumoasă, adică ea rezistă chiar în această combinație. Sper să nu vă dezamăgesc. Nehotărârea mea. Bine, bine. Da. Nu știu. Poți să și lărgești prin improvizație, repriză. E sigur că da. La al doilea solo, de exemplu, i-am pus un groove de reggae pe aceea, în loc să fie pedala de rumba. I-am pus un groove de reggae care, mă rog, nu pot să vi-l cânta cum ta. Da, da. La același tempo, bla, bla, bla. Da, da. Și asta este o întrebare. Dacă ai un ostinator pe atâtea măsuri și să dă împreună cu echipierii să improvizezi pe asta, poți să faci un ascensiu pe toată treaba asta, pe acel ostinator. Mare lucru, pentru că sunt armonii bune, de destul de fistichii și destul de așa, care se înșiră, cum se înșiră. Da, ideea... Iar tu trebuie să crești muzica pe repetițiile astea și asta este ceva care mie încă îmi scapă de unde și calitatea asta a auzului de a se plia pe armoniile la venite, mă rog. Da, multe sunt întâmplătoare, sunt și să construiești, să crești, da, asta mi se pare ceva remarcabil și să o faci și în grup. Asta mi se pare mie ceva extraordinar. Dar știi ce se întâmplă, maestre? Mult este întâmplător, deci sigur, sunt accidente fericite, nefericite, dar de fapt ce vroiam eu aici să facem o chestie de polimetrie. Am asistat numai la accidente fericite la cântările tale, nu știu cum mai ba. Da. Da, aia s-a întâmplat, am avut noroc. Ai avut noroc. Un noroc de fiecare dată. Așa.